un subiect și mai serios, tot datorită programului de guvernare, deși nu este în programul de guvernare, domnul Mișa, domnul de la finanțe, domnul Mișa, a avut o noapte încordată, adică s-a zvârcolit, a mai citit SMS-ul pe care l-a dat Liviu Dragnea, ceva de genul, băi, Mișa, scoate bancă, e belea, știi? Da, da, da. Și Mișa ce a zis? Băi, asta e, frate. Băi, voi ați auzit de solidaritate? Și nu vorbesc de sindicatura din Polonia cu mulți oameni care a făcut un președinte. Nu, tată, taxa de solidaritate. Adică vorbim de 2% angajați și angajatori să dea ei niște bani ca să ce? Ca să dăm noi salarii la pițiponci și pițipoancele, la amantele, copilele și nepotismele angajate prin diferite ministere pe competență, Emilian Isăilă, că nu putem altfel. Noi trebuie să dăm taxă pe solidaritate. Și au calculat băieții ăștia care sunt ei de la IMM-uri și au zis așa, aoleu, după ce că avem o taxare foarte mare la salarii, ați mai băgat un 2%. Da. Adică ajunge la 37% în taxarea. Toate măririle de salarii, ascultă, 3-4% în cazul în care se fac scăderile. Deci acum, dacă nu dacă se face la 10% la deci dacă nu se fac scăderile promise, atunci munca va fi taxată cu această taxă de solidaritate ajunge la 47%. Deci, dar nu, că să știm o treabă. Așa. Și domnul Mișa se ține cu dinții de taxa asta gândindu-se că așa va mulțumi ce? Persoanele care au nevoie de solidaritatea noastră. Adică, băi, Sebastian Burduja, mă ierți pe această cale, trebuie să tragi și să te lipsești de ceva la tine la firmă. Corect. Da? Că tu trebuie să fii solidar. Cu cine? Cu ăia la care te duci tu în calitate de om de afaceri și stai pe la ghișee și te umilesc. Te cocoșează. Inclusiv ăia care vin la tine în control și spun iepuraș. Tu ai fi poate beton în acte, dar noi trebuie să dăm o amendă, așa că hai să negociem o amendă. Dar până atunci, stimați domni, mă, avem niște băieți de ăștia. Hai să ascultăm inepțiile domnului Mișa, pentru că am încercat și eu să vorbesc cu oameni care se pricep la chestia asta și au spus, aoleu, ce să mă fac, doamne, eu ce ministru ne-am tras. Așa, domnul Mișa, inepțiile lui Mișa, inepțiile domnului Tăricianu, de parcă e țărcovnicul ăla din biserică care ține isonul, bă, și un fost șef al ANAF, care presupunem că s-ar cam pricepe el la chestiile astea. Hai, regia, dă-le marfă la oameni. Nu e vorba de o taxă nouă. E o contribuție care e stabilită atât printr-o lege din 2006, păi și până acum de cât nu a fost și totodată această contribuție. Păi a fost aplicată, indiscutabil că a fost aplicată. A existat și se făcea calculul, când se făcea calculul impozitului pe salarii, în ansamblu, contribuții, impozit pe venit, tot se aplica și această taxă. Și ce trebuie să menționate 0,25%. Cuantumul ei până acum? Cuantumul ei până acum era 0,25%. Deci acei 90%, da? De unde veneau până acum? Ați spus că acei 10% care erau 0,25% transformă în 0,25%. Sunt contribuții care erau înainte, prevăzute în calculul salariului. Erau 39,25%. Dați să contribuțiile dăm și un comunicat de presă, să știți. De fapt, de la 39 la 37. O să explicăm un comunicatul de presă exact care este situația și mai mult decât atât o să aveți și toate detaliile în ceea ce vom publica pe site. De ce o fi spunând taxe de solidaritate, citesc din spusele memorabile ale ministrului, este și o directivă europeană în acest sens, Dumnezeu și cu Vâlcov vor fi știind. Cert este că un atare procent de 2% aplicat la întregul fond de salarii creează o sarcină fiscală pentru angajator mai mare decât reducerea nivelului însumat al contribuțiilor sociale de la 39% la 35%, adică o altă minciună marca PSD. Știți cum se zice la mine la Moldova? Pi buni ei? Nici nu pot. Deci l-a păcălit matematica pe domnul Tăricianu. Doamne, nu știu, ia. Da, mie mi-ar plăcea să explice, scuzați. Te rog, te rog. O chestie conexă așa, cum e cu electrica. Că acolo avem un bord la electrica, unde se numește o nouă conducere, nu? Și avem 4 membri propuși de domnia asta. Și mi-ar plăcea să tragă săgețele. Ăsta e de la noi. Uite, ăsta e finul ăla, fratele ăla, tot de la noi. Deci, ALDE urmează să captureze electrica. De fapt, noi avem în România un stat capturat în ziua de azi. Da? Vorbim de Consiliul Concurenței, vorbim de ANRE, vorbim de instituții grele a acestui stat. Iar în plan economic, pentru că
nu mai au de unde să scoată bani la buget, mai bag o sarcină pe mediul privat. Și o să fie tot minunat. Dar explicația, acum pe bune, ne uităm și noi așa. Ați văzut explicația domnului Tăricianu, da? Că 35% de la angajat, dar nu există așa ceva deocamdată, și scade cu 2% și facem o extorsiune într-un degajament, într-o apă. Băi, și ce bine o ducem în țara asta! Da, dar asta e mult mai mare capcană, că de fapt, acea trecere către angajat întregului impozit pe muncă, deci acel 35% de care vorbea și domnul Tăricianu, și această eliberare a angajatorului, de fapt, înseamnă probabil o viitoare încărcare a lui cu noi impozite. Da, pentru că tu îi pui 2% astăzi și zici, domnule, prea puțin 2%, hai să mărim taxa la 4%. Păi, e prea mică solidaritate. Hai să fim solidari până la capăt. Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri, cu noi prin telefon. Bun găsit, domnule Pârvan. Bună ziua! Bun găsit, un fel de a spune, știu. Am scăpat de split TVA și a venit altul. Alt split. Da, au zis domnul Pârvan? Așa e că mai e drag domnul Mișa? În primul rând, modul de anunțare este absolut discutabil. Nu te duci la un post de televiziune și anunți o astfel de taxă. Faci ședință de guvern, faci un comunicat sau o conferință de presă a Ministerului de Finanțe. Sunt proceduri mai civilizate decât aia că mă duc și cine n-a ascultat începe să vorbească prin transmisie din gură în gură. Așa, dar totuși cum facem, ca să înțeleg și eu, taxa asta de 2% de solidaritate vă mulțumește, e frumos, nu? Bineînțeles, evident, cu ghilimele de rigoare. O așteptăm următoarea taxă. Dar auziți că zice domnul Mișa, acum nici el că se încurcă în explicații, că ba a cerut-o Uniunea Europeană, ba au cerut-o reprezentanții mediului de afaceri, că nici eu nu mă înțeles. Eu cred că lucrurile s-au lămurit, e vorba de lucruri diferite, că se plătește taxa de garantare a creanțelor salariale una și 0,25%. E adevărat că în discuțiile cu sindicatele la un moment dat s-a evocat faptul că se va plăti tot de angajator, dar n-a fost nimic clar pentru că n-a apărut niciun text. Vă aduc aminte că din nou am discutat toată prevederea de trecere a contribuțiilor de la angajat, de la angajator la angajat, fără să avem un text. N-a apărut bine textul unde ni se garanta că prin cele două măsuri, reducerea impozitării de la 16 la 10 și 39-25 la 35, acum nu mai e 35, e 37. Și mai așteptăm următoarea taxă ca să ne ducă tot acolo. Bun, da, acum, domnul Pârvan, sunteți în mediu și întrebarea este extrem de serioasă. Cum va reacționa? Gândiți-vă că la ora actuală se fac bugetele pe 2018. Ei, asta vreau să vă întreb. Cum reacționează mediul de afaceri în atare condiții? Cu totală nemulțumire. Dar cine se uită la mediul de afaceri? Mediul de afaceri este cel să fie solidar cu niște creșteri absolut neraționale a salariilor în sectorul bugetar. Deci după ce că au distorsionat piața muncii până la a deveni caricaturală, nimeni nu mai vrea să muncească la privat, toată lumea vrea la stat, da? Că acolo nu are indicator, nu are niciun fel de obligații, pur și simplu să duce la un serviciu 8 ore, pleacă acasă liniștit, da? Nimeni nu mai vrea să angajeze la privat. Și e și normal, când un șofer de primărie are 3600, cât îi dai un inginer într-o secție de producție? Păi dar ce poți să-i dai 3600 la privat? Hai să fim serioși. Păi te mai cocoșează și cu contribuțiile alea și ai încurcat. Deci asta v-am și spus. Deci dacă iei 3600 ca șofer la o primărie, ce rost are să duci inginer într-o secție? Te faci șofer la primărie că iei mai mult și ești mai liniștit. Auziți, da, vreau să vă mai întreb ceva. Povestea asta cu 2%, cu taxa asta de solidaritate, nu cumva crește expunerea firmelor vis-a-vis de prietenii și frații de la ANAF, că dacă n-ai dat banii ăștia și intri la societatea de aia rău platnică și te cocoșează după aia cu Split TV-ul. Nu, deci ideea este mai cruntă. Dacă mănâncă marja de profit prin creșterea simultană, preț gaze naturale, preț energie electrică, preț cost forță de muncă, și v-am citat numai 3 creșteri semnificative de costuri, nu știu cu ce marge de profit lucrează industria prelucrătoare. Sunt industrii prelucrătoare care merg cu marge de profit de 2-3%.
nu le ia nimeni în considerație. Obligația statului de a face un studiu de impact și să prezinte ce se întâmplă cu firmele mici, obligație legală, total ignorată, deci nu avem despre ce să discutăm, decât de decizii arbitrare nefundamentate economic și nerespectăm legile. Da. Domnul Pârvan, nu știu. Eu aș mai întreba ceva, dar nu mai știu. Dar, am zis, dacă scade profitul și nu aveți cum, oamenii de afaceri unde vor umbla? Închid! Omul de afaceri nu așteaptă, omul de afaceri rațional nu așteaptă falimentul și să încurce cu statul, cu neplată datorii și așa mai. Închide, oprește afacerea. Nu-l poate împiedica nimeni. Și cu oamenii ce facem? Îi ducem în sistem. Păi, asta este, nu? Dacă e profitabil, dacă e profitabil, te angajezi la asta, de ce nu? Foarte tare. Păi bun, mulțumesc, domnul Pârvan. Și eu, zi, toate bune. Nu vă mai zic bună ziua, că nu-i bună deloc. Da. L-ați auzit, da? Ce vreau să adaug, deci gândește-te ce se va întâmpla și asta, în opinia mea, va fi o măsură extrem de probabilă dacă vor amâna reducerea impozitului pe venitul global, adică îl mai țin încă un an 16%. De fapt, toată impozitarea se va duce exact în aceea zonă. De fapt, asta e și strategia, în opinia mea, a guvernului, care este într-o criză profundă în ce privește adunarea de resurse necesare pentru a plăti acele salarii majorate din sistemul public. Și atunci ei caută fac tot felul de inginerii de astea financiare, care, de fapt, exact cum a spus domnul Pârvan, distrug piața muncii și închid firmele mici și mijlocii, în primul rând. Nu e o taxă de solidaritate. Nu, în care ai 90% din veniturile acestei taxe, mergând în gaurele negre ale bugetului, ce solidaritate? Cu cine? Și exact cu cine zicea Laurențiu, cu angajații pe pilă în sistemul bugetar. Pisimă pe care a angajat-o Țuțăru de la partid, i-a dat lui Pisi un job călduț de secretară la primărie. La primărie. Sunt niște derapaje de câștig aia 23.000 de lei, adică peste 5.000 de euro. Ia Pisi secretara, care face două cafele și un pahar cu apă și eu știu ce mai face ea pe la birou, pe la ăla. Da, da. Și cam asta e povestea, despre ce vorbim. Ce nu înțeleg deștepții și nenorociții ăștia este că bulversează nu doar mediul autohton, ci și mediul de investiții din străinătate. Am fost zilele astea la Tradewinds, cel mai mare eveniment al departamentului comercial din SUA. 100 și ceva de companii în America au venit, vor să pună bani aici, să vină, să investească, pare să aici și așa mai departe. Mă întreabă, care e regimul fiscal al acestei țări? Azi trebuie să le spun ceva, mâine trebuie să le spun ceva. Cum e posibil și cum putem noi să atragem investiții, bani, locuri de muncă, prosperitate, dezvoltare sunt și așa mai departe? Sunt niște nebuni care le alargă pe Mișa cu microfonul, să aștept exact. Să mai zică... Adică oamenii ăștia sunt complet bulversați. Eu vin în America într-o țară nebună. Da, acum, înainte de publicitate, vreau să vă întreb dacă ați avut aceeași percepție pe care am avut-o eu. Eu nu cunosc personal pe domnul ministru Mișa, dar mie mi s-a părut că i-a fost foarte greu să mintă. Eu pot să spun, să-ți mărturisesc că e prima oară când văd un ministru roșind în fața camerelor de luat vederi. Deci s-a exteriorizat. Da, exact. Deci era s-a văzut foarte clar. Era sub o presiune și efectiv era exact ca un elev de la prins cu tema nefăcută la școală. Păi adică și vine domnul Tudose și... A fost o deplorabilă imaginea de ieri. Nu, păi el e obligat să mintă că așa i-a zis șeful. Dar măcar să mintă, că altfel se supără domnul Tudose și dă o palmă și scoate și pe domnul. Domnul Mișa minte! Domnul Mișa, minte luminată pe această cale, luăm publicitate. După publicitate mergem la Aleșii Neamului, frate, care ne-au îndemnat să-i numărăm ouăle, că e șmecher el așa, pe principiul lui Adrian Năstase și pe ideea de bani la buget a domnului Văzganian, României Mare, și o să mergem la Rovinari. De ce? O să aflați după publicitate. Toate bune până atunci.